bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În timp ce primul și al doilea sezon au fost culmea gloriei și a succesului de durată, al treilea sezon a fost culmea eșecului în toate sensurile și pentru toți actorii care nu au înțeles actoria. Dacă Halil Ibrahim ar fi gestionat altfel relația cu Sila Turkoglu, ei s-ar fi căsătorit sau s-ar fi avut o relație fericită. Halil Ibrahim nu și-a prețuit sau respectat niciodată relația cu Sila Turkoglu, așa că toată lumea crede că nu este îndrăgostit de Sila Turkoglu. Halil Ibrahim a pierdut puterea în fața lui Sila Turkoglu când l-a trădat în urmă cu 2 ani. Sila Turkoglu a jucat în serialul de televiziune Cazet Lece ca Șerbeti. Halil Ibrahim a preluat un rol neplăcut în serialul TV Kirli Sepet. Puterea Sila Turkoglu este steaua strălucitoare a Turciei. Halil Ibrahim este un trădător și un laș. Ambele sunt foarte frumoase, așa că toată lumea vrea să facă bani din ei. Există o linie subțire între dragoste și ură. Este o profesie dificilă și cum să faci compromisuri pentru a o face frumoasă. Doar multă dragoste și înțelegere îi pot ține împreună. Serialul pare să aibă o narațiune care abordează cele mai strălucitoare și mai întunecate puncte ale lumii sale. În ciuda moreției și permanenței primului și celui de al doilea sezon, al treilea sezon pare să reprezinte culmea eșecului și a slăbiciunilor actoricești. Este cu adevărat revelator ce s-ar fi putut întâmpla dacă atitudinea lui Halil Ibrahim față de relația sa cu Sila Turkoglu ar fi fost diferită. Conflictul dintre atitudinile lui Halil Ibrahim față de Sila Turkoglu și poziția puternică a Silei Turkoglu în serial este destul de surprinzător. Deși caracterul puternic și distinctiv al Sila Turkoglu îl face vedeta strălucitoare a Turciei, alegerile de rol ale lui Halil Ibrahim și slăbiciunea caracterului său îl înfățișează ca un perfid și laș. Linia fină dintre dragoste și ură pare să fie adânc înrădăcinată în lumea serialelor de televiziune. Aceste personaje, care atrag atenția tuturor prin spectacolele lor frumoase, au și valoare comercială. Cu toate acestea, se pare că aceste relații și profesii complexe pot fi înfrumusețate prin adăugarea de mare dragoste și înțelegere. Este foarte important să ne adâncim în aceste relații complexe și să înțelegem stările de spirit și motivațiile personajelor. Fiecare personaj pare să aibă propria poveste și motive. Schimbările în atitudinea lui Halil Ibrahim față de Sila Turkoglu și transformările de-a lungul relației lor par a fi una dintre dinamicele importante care atrag atenția publicului. Găsirea echilibrului între dificultatea și frumusețea lumii actoriei trebuie să fie o adevărată provocare, prinse între profunzimea cerută de artă și preocupările comerciale. Personajele par să reflecte publicului complexitatea și profunzimea relațiilor din viața reală. Este foarte important să existe în aceste relații și profesii complexe cu multă dragoste și înțelegere. Da, lumea serialelor de televiziune este un domeniu complex și profund. Lucrările create de actori, scenariști și regizori împreună fac publicul să experimenteze diferite emoții, reflectând în același timp complexitatea vieții. Fiecare personaj are propria poveste, emoții și obiective, permițând spectatorilor să se conecteze cu el. În lumea emisiunilor de televiziune, succesul și eșecul sunt determinate de deciziile și relațiile personajelor. În timp ce observă experiențele acestor personaje, spectatorii sunt, de asemenea, capabili să reflecteze asupra propriei vieți. Prin urmare, înțelegerea și aprecierea complexităților lumii serialelor de televiziune poate fi legată de înțelegerea complexității naturii umane. Pe măsură ce ne adâncim în personaje, putem înțelege mai bine ce vor să spună publicului experiențele și relațiile pe care le au în viața lor. Aceasta arată cât de bogată și diversă este lumea serialelor de televiziune și profesia de actor. Dacă observi, Sila a ieșit, a închis ușa și nu s-a uitat niciodată înapoi. Era obișnuit să aibă un harem de femei,
fiecare roman, fiecare serial, o femeie. Dar nu s-a îndrăgostit de niciuna dintre ele ca a făcut-o cu Sila, chiar dacă nu vrea să recunoască cu mândrie. Dar ea este una dintre. Ea se întoarce și de pagina și asta îl doare pentru că obișnuiește să ajungă să arunce la coșul de gunoi ceea ce nu mai vrea, dar ea a închisusea și a trecut pe pagina foarte bine pentru tine. Halil Ibrahim și Sila în sfârșit cineva a aruncat-o la coșul de gunoi. Bravo acestor familii și ca acest cuplu, societatea are nevoie de ei, le dorim sănătate și fericire, succesul lor este garantat cu noblețea pe care o au. Jucați aceste roluri dificile frumos, salutări și mult noroc în viața reală! Mi ves alme biam mi oveli ves rasac gadmos șemți ivarul iarnel de bada se vesa dacar unda itamas hon Halil Ibrahim și Sila iovelt visic ne bagansa cu trebuli vivilim saxio baby partniore bichi de visur web diaxal films. Viata merge mai departe. Trebuie să fii fericit indiferent de ceea ce ți-a fost destinat. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.